Bine ați venit la Stax TV, un nou episod, seria 3, nu mai știu numărul episodului, cu o persoană care a mai fost la noi și a terminat una dintre mașini. Haideți să vedem despre cine e vorba. Am vrut altceva în afară de europene și am făcut un pas peste ce lucram eu, că lucram numai în mașini europene și am făcut câteva Evo și am zis că trebuie să am și eu unul, dacă tot fac pentru alții. Că mi-a plăcut ca idee așa. Nu știam cum merg, că nu aveam permis să merg cu ele pe stradă, dar l-am descoperit pe parcurs și am zis să-mi iau și eu unul. Nu am luat unul de 5.000 de lire, am zis să iau unul de 8.000 de lire, să nu fie atât de... Și când a venit mașina asta, două săptămâni în fața garajului, neavând loc în garaj și că făceam altceva, zic hai să o bag într-o duminică pe elevator. Și când am băgat-o pe elevator, s-a ridicat elevatorul și mașina a rămas pe loc. Și atunci am albit instant. I-au dat banii prietenului meu la care s-a dus o vadă și mi-a zis că e ce trebuie. Banii noi i-am luat acum, după 4 ani. I-am trecut la pierderi, ca să zic așa. Și am zis, hai să fac alt pas, dacă cu Evo nu mi-a ieșit, să-mi iau ori Supra, ori Skyline. E alt nivel față de Evo sau Subaru, așa le consider eu, nu știu, sunt altă ligă. Supra m-am uitat pe Germania, niște prețuri aberante, volan pe stânga, adică mașina originală, așa, singura țară de unde puteai să-ți permiți să-ți o iei, dar era drumul lung, America, adică să o iei la un preț decent, originală, volan stânga și chestii, nehidramată și ce se poartă până Anglia. Și din căutările mele am dat de... beleaua asta roșie, care n-am mai înțeles nimic. Mi-a plăcut ca imagine, cum de... când am văzut-o și am zis, gata, asta trebuie să fie a mea. Am vorbit cu omul, i-am trimis un avans, după două luni am plecat după ea și a început distracția. Salut, Răzvan! Salut! De salut, pandemie, în română. Răzvan Vizitiu se întoarce la noi în emisiune cu un al doilea, e dublă, asta este, al doilea interviu filmat, pentru că primul, din cauza faptului că nu intrați mulți oameni acolo să ne dați bani pe Patreon, să facem sute de mii pe lună, să ne luăm și noi scule cum trebuie, trebuie să mai facem o dată, ceea ce nu cred că e rău în asta, că uite, primim cafele de la băieți, de la Jum, ne-a dat 100 de mărci, filmăm la Radu Văduva în garaj, am mai dat și uite așa se fac banii, vezi? Decât nu mai intrați pe Patreon, că îi fac eu singur. E ok. Bun, să revenim la achiziția mașinii. Ai dat un avans, ai așteptat niște luni, te-ai dus o iei. Ce s-a întâmplat de acolo? Haide, ia încet, că nu e greu. Oricum avem și public, trebuie să înțelegeți de data asta, niște condiții mai grele pentru el. Eu s-o obișnuit. Am plecat în țară foarte relaxat. Nu ca acum. Nu ca relaxat. Da.
Zic, îmi iau 1000 de euro la mine de cheltuială, l-am sunat pe proprietarul să de Skyline bine în Olanda, da, rezervă-mi la hotel, vreau să duc la hotel, m-am sturat de dormit în platformă cu un parcări de tiruri și alte chestii. Mi-am luat Skyline, sunt cineva. Așa, altceva. Așa. Am ajuns acolo. La 11 noapte l-am sunat, frate, vreau să fac și o mașină. Scuză-mă de o oră, de da, nu știu ce, dar eu vin la mama dracu, vreau tu... să văd și mâine vorbim de acte și de chestii și de nu știu ce. Da. Toate bune și frumoase. M-am dus să văd, na, ce am putut să văd într-un garaj cu 1 milion de biciclete pe lângă, că omul era pasionat. Așa. Mai cunoaștem. Am stat o oră cu el de vorbă în engleza mea și în olandeza lui. Ne-am înțeles până la urmă. Undeva durm mâinile, vorba. Da. Așa. M-am zis la hotel, toate bune și frumoase. A doua zi a venit omul cu mașina, m-a luat de la hotel, ne-am plimbat pe centura sătucului ăla unde stătea el. Cu 200 așa să mergi pe centura la ei. Păi, nu e problemă. Nu era ca la noi centura așa. În fine, toate bune și frumoase, hai să facem actele. Acum eu între timp, avansul care îl trimisesem, cu ce bani aveam la mine de mașină, mai aveam luat de luat banii de pe Evo din Anglia. Da, tu încă pe vremea aia tu încă credeai, adică aveai speranță. Da, aveam speranță că așa mi s-a spus. Calculai, da? Și iau banii și cu ăsta la hotel. Prietenul meu din Anglia trebuia să vină să-mi aducă pentru cineva o cutie de viteze de Toyota Land Cruiser-o ceva din Anglia. Hai că ne vedem în Olanda, când iei mașina, stabilim data, ne vedem la hotel, tarara. Vin și cu restul de bani, înțelegi? Combinații europene, cum așa, s-ar spune. Adică... Acum, spunându-i olandezului, mai vine cineva cu 8.000 de lire. Erau 10.000 de euro, erau atunci, nu știu ceva, da, de genul. Și uite că a venit prietenul meu, dar doar cu 2.000 de lire din 8.000 de lire. Bă, tot e bine că a venit. Așa. Păi a venit să aducă cutia și ce mai era. Și acum cum să iau o mașină de la băiat, minus 7.000 de euro. Știi, m-am dus să cumpăr o mașină, minus 7.000 de euro. Eu ne luând în calcul chestia cred asta. Nu, că se va întâmpla, chestia asta, da, corect. A vorbit un prieten al meu din Germania, care fac o mașină de câțiva ani, că el a sunat prima oară la mașină să întrebe, că una e când te sună cineva din Germania, pe limba lor acolo, te înțelege altfel. A vorbit cu ăsta, domnule, îți garantez eu că Răzvan ia mașina și că îți trimite banii într-o săptămână, uite așa, uite așa, uite așa, s-a întâmplat, i-a explicat de problemă în limba lui, că nu stăteam eu să explic, că nu-l interesa pe ăla. Era oricum, erau niște cuvinte, da, pe care... Nu, dar am avut 24 de ore, îți dai seama, unul care a zis, da, vin să iau mașina, nu eram... Da, mă, prieteni. Da, eram clienți. Putea să zic că du-te, mă, prietene, dar aici când ai banii mai vii odată. Normal. Da. Nu cred că ducea lipsă de clienți la mașină. Omul a fost de înțeles. Mi-a dat mașina, am făcut actele, am făcut contract de vânzare, cumpărare la el în casă, nu cum e la noi, du-te la... Fă. Da. La el în casă a scos un tipizat după internet, în 3 minute ne-am dus la ei, la TÜV, la RAR, nu știu ce, i-a oprit plăcile, mi-a scris pe o chestie scoasă la... imprimantă numele meu și tot și la revedere, am terminat. Ia-s cursa. Am plecat fără plăci de matriculare de la el din curte. Că mașina era acolo, problema care a fost? El stătea în Olanda, vis-a-vis stătea taicăsul care stătea în Belgia, așa era orășelul ăla. Erau certați. Da. Pe sensul ăla de mers aveai voie cu platformă, dar platformă cu cabină, pe sensul lui de mers n-aveai voie cu nicio platformă. Cum luăm mașina de acolo fără plăci de matriculare? Te urci la volan și da, dai... Da, a fost o chestie românească, și faci numărul... Da, zi. Am ajuns acasă. Eram acolo cu a doua. În drum spre casă lăsasem un M5 din Elveția la München să-l iau pe platformă. A fost un drum de 9 zile să iau Skyline, cum de așa. Așa? Am ajuns acasă după îndelungi peripeții și chestii și minus 17 grade în Olanda, n-au văzut în viața lor. Am tras un frig și de la condiții de hotel, iar dormit în platformă, m-am lăsat aminte cum e. Mi-am luat aminte niște poze. Da. Și am ajuns acasă, i-am trimis omului banii în 10 zile, ceva de genul, toate bune și frumoase. Nici n-am apucat să mă bucur că am luat mașina, atât de supărat eram de situație, de zic, iau, m-am dus să rămân dator, adică niște chestii așa. Ăla numai îmi dă banii? Sau așa, nu mi-a dat banii? Dă-i dracu de bani, că îi facem și asta e, să ducă pe pustiu. Și anul ăsta, ca să zicem, cu COVID-ul și cu că am stat mai mult degeaba, cam toți ne-am ocupat cu chestia asta, stăm până în casă și nu știu ce, m-am apucat să îi fac și eu ce aveam de făcut după 3 ani, după ce am. Asta vreau să zic, da, o aveai deja de 3 ani, da, adică s-au făcut 3 ani până la COVID-ul ăsta. Avea o vopsea old school, cum să vă seamă da, înainte, 2K, da, care după două spălări trebuia să o polișez și de câte ori o polișeam trebuia să-i cumpăr omului bureți și peri și să înroșeau toate, le făcea varză. Și am vorbit cu vopsitorul, m-am hotărât să-i dăm o culoare, culoarea ei cum ar veni, dar cu lac, cu tot ce trebuie. Același cod, dar prin procedură de-asta mai nouă. Și am și o
postare, nu știu, pe pagina ei, de 36 de zile cât a durat să vopsesc întreg procesul de când am adus-o pe roți până am plecat cu ea pe roți. Între timp i-am luat chiedere, luneta fără ștergător, cum vine originală, că băiatul în Olanda i-a pus una cu ștergător. Cu gaură de ștergător. Pe ea și nu se găsea luneta aia și nu știu ce. Și multe alte chestii care mai trebuiau făcute pe la aia, nu știu, mai de bibilit așa. Probagajul negru lucios, nu? Da. Și cum? Motorul adică... negru lucios, că mașina a fost... Dar probagajul, mă? Da. Tot. Din piano black. Da, tot. Nu stă nimeni în parbagaj și nu mă deranjează, înțelegi? S-au chinuit ceva băieții la vopsitorie să vopsească. E vopsitorie aici, dar am și eu de vopsit un porbagaj. Negru lucios, tot interiorul. Simplu. Mie mi s-a părut simplu. Normal, din gură. Știi cum să ceri, e simplu. Bun, deci porbagajul negru lucios, ai recondiționat, ai vopsit toată mașina, ai schimbat chiedere. Ce ți s-a părut cel mai scump, așa, ca piesă, nu știu... Bă, am dat pe butonul ăsta 30 de milioane, ești nebun, când nu la BMW e nu 3 milioane, adică... Nu mi s-a părut scump, adică calitate-preț, dacă lucrurile pe iau ținut 25 de ani, eu le-am schimbat din cauza vârstei, nu că erau stricate sau ceva, că na, în comparație, cauciuc să coace, să... În comparație cu piesele de la mașinile nemțești pe care tu le recondiționezi, de exemplu, sau le-ai recondiționat, că ai avut Rechin, E34 și așa mai departe, cum ți par piesele? Mult mai scumpe sau nu sunt. Pe acolo? E problema cu transport, că tot orice vrei să cumperi la mașină, să-i dai în Japonia. E plus transport, plus TVA, plus trebuie să ai firmă, că nu-ți trimite nimeni. Adică nu intru pe eBay și îmi cumpăr din Ungaria un cheddar, să dau un exemplu. Nu. Le găsești, să găsesc, dar în Japonia. Și asta e problema. Fiind un model mai special, în particular Nismo, cu ce se deosebește față de modelul normal R33? În primul rând, ceea ce contează la, cred că la orice mașină, este cu 220 de kg mai ușoară decât modelul normal, okay. Adică de la 1560 la 1380 sau nu știu dacă am calculat. Acolo, să zicem. Alte jante de serie, altă suspensie de serie, altă evacuare de serie, alte turbine de serie, cum să spun, n-are aer condiționat, n-are castofon, pe românește, deci n-are sistem audio, n-are muzică, n-are ABS, n-are nimic. Au făcut-o, cum să spun, gen M3 CSL, hai să scoatem toate opțiunile după ea. Racing, cum ar veni de stradă. Înțelegi? Că asta e. Dacă oamenii vor... Plafon de aluminiu, capotul de aluminiu, aripi de aluminiu, multe chestii de aluminiu, cardan de carbon, cum e și la R400R, care e ediția lor de top, cum ar veni. Așa. Mașina, ca să în comparație cu cea de 280 de cai, care merge la 0 bar 280 de cai, asta merge la 0,6 400 de cai, de nefăcut nimic la ea, așa au gândit-o ei. Nu știu, sunt niște chestii ale ei speciale, nu știu, din butonul de la ceas după bord, care are un singur buton, are un ceas de la, da, la Casio ăsta în bord. Minute, da. De acolo face ale singură și chestii, adică are ea calculator programabil de fabrică. Ceea ce pentru o mașină de 25 de ani, repet, sunt niște chestii, adică să ai o suspensie reglabilă, o evacuare de titan, care contează, nu știu. Contează la... Așa au gândit-o ei. Da. Și anvelope Volk by Racing, scrie pe spiță pe interior, am văzut când le-am vopsit. Jantele, zici, da. Da, okay. Jantele. Da, că da, după da. Vremea aia ne-am auzit de Volk acum 3-4 ani, îți dau un exemplu. Da. Da? Ăștia le făceau în 95 și echipau mașini de fabrică. Ei le-au făcut acolo, elerone lor. Eleron reglabil de carbon. Buză de carbon pe față, care modelele de serie nu au, adică... Diferențele între Nismo și... Bănuiesc că o buză de carbon e 3500 de euro, una de plastic la unul de serie, cred că e 800, îți dau un exemplu, sau... Tot e mult oricum, da, dar sunt diferențe acolo, clar la, și de preț, la, îți dai seama. Da, la diferențele astea cred că sunt... Doar... Bun, și ce planuri ai tu cu ea? O lași, adică acum, în momentul ăsta, mașina este gata, nu mai e nimic de făcut? Nu mai am absolut nimic de făcut, nu funcționează în parametri din cauza benzinei, adică mașina e total diferită de ce am cumpărat-o din Olanda. O să-i fac un soft doar să meargă bine, nu mă interesează. Un prieten care mă ajută să fac chestia asta mi-a zis că e păcat să nu facem să meargă la un bar, de ce să meargă 0,6? La un bar o să fac undeva la 627 de cai, ce am vorbit și cu niște băieți din Australia care doar asta fac. Okay. A zis că nici nu trebuie să deschid capota decât în laptop și okay. Cu cineva care știe, nu e nicio problemă, fără alte pompe, fără alte injectoare, fără nimic.
Nu trebuie să modific nimic la mașină pentru puterea. Doar o setare de soft. Și să meargă bine, că ai văzut, ai mers după mine și te-a umplut de benzină pe capota la Silvia și cu flăcări și cu toate alea. Nu mi se pare normal. De consum? De consum de la OMV, de la Fenicia până la Terme, întors pe supod la Terme, la Meca, acolo, da, la Prisma, da, la... și înapoi fix 50 de litri. Nu știu câți kilometri sunt, dar nu cred că sunt 40 de kilometri. 20-25, cred. În sfârșit, da. Atâta consumă. Cât vrea consumă, nu știu. Pot să-i dau un consum. Dar nu mă interesează chestia asta. Adică satisfacție că rămâne de mașină. Și planul sunt să mergi cu ea, să o folosești, da, vrei să o conservi. Ai băgat-o la păstrare cu vată în nas, vorba. Nu. La anul, dacă ne dau ăștia voie afară, ca să zic așa, nu ca afară, din afara țării te referi? Din afara țării, dacă okay. Nu vreau să merg pe Valea Oltului, să fiu curios cum e să-mi umple un tir mașina de pietre și chestii astea. Și riscul... Dacă intră unul în tine? Intră unul în mine, sper să intre de tot, adică să mai mult. Să mă lovească și pe mine. Că nu ce știu se ce nu mă pasă la asigurări și foi și chestii, îți dai seama că nu ți-arde. Da. Am mașina unui prieten, un Skyline normal, lovit de un an, a avut un incident cu el și e la mine de un an și într-un an i-am găsit în Anglia o capotă și o aripă și două faruri. Într-un an de căutări. Piese noi nu se mai găsesc. Deci e o problemă cu mașina asta. Să, dacă o lovești, să repar ceva la ea, nu știu, mai bine să cumpere alta. Să știi că ai niște repere pentru aia altă. Nu știu să faci cumva. Care e diferența de preț între asta și una normală, de nu exemplu, pentru care ai luat piese de caroserie, să zicem? Nu știu. Știu că brațele sunt diferite, planetarele sunt diferite, raportul la diferențial e diferit, având 5 trepte, are aceleași rapoarte ca un R34 cu 6 trepte, adică vitezele, nu știu cum au făcut chestia asta. Mașina asta fiind din 95 prima versiune de N1, Vispec N1, am înțeles că R32 o testa la maxim cum ar veni și au pus-o pe asta, să fie R33-ul okay, primul. Da. Înțelegi? Pe asta e... Asta au făcut, dar vezi, la caroserie n-au făcut nimic. S-au zgârcit japonezi, puteți să fac și o aripă, o aia, o... Păi nu, e... Buziți... E altceva. Ce? E altceva față de R33-ul normal la caroserie? Față e umflat, de R33-ul normal umflat? Este... Nu cred. Și de R33-ul 95 față de 97 diferă multe chestii. Au făcut facelift. E, nu e un facelift. Ăla de 97 are Xenon, lupe de Xenon, nu știu. Cât ce costă farurile cu Xenon? 3.000. A, nu e mult. Da. Nu știu cât costă la o mașină normală, dar nu cred că sunt apropiate. Cred că și la Silvia costă sunt la fel. Sunt 1000 de Golf, mă refer, nu știu ce, vând oamenii ăștia de... Și aftermarket, niște faruri cu lupă, cu nu da, știu ce bune. Originale ale lor, dracuse, na. Originale și originale sunt scumpe, îți dai seama, și astea de Golf, cred că sunt. Sunt. Dar asta zic, nu sunt scumpe. Nu mi se par scumpe la valoarea mașinii, 3000, știi? A costat. Cred că și mașina de nou a costat ceva, nu știu. Probabil ce bani erau atunci în Japonia și cu ienilor. Ieni, mulți ieni. Nu, milioane de ieni. Căruța, bă, 7 căruțe de ieni, că vreau să-mi iau un, vreau să-mi iau un GTR-ul. GTR-ul. Având în vedere că băiatul ăsta, olandezul, când a cumpărat-o din Japonia... Era fumat. Da, nu, nu dar n-am putut să mă abțin. Era, n-am cum, înjurați-mă, n-am putut să mă abțin. Zi-mă, frate, a cumpărat-o. Când a cumpărat-o, prețurile erau altele la mașini. Nu știu. Erau alte raporturi, da. Un R32 era 12.000, 15.000 pe acolo, da, un R33 tot banii aia, până în 20.000, dar el era... a dat 40 pe mașină. Da. Adică clar era altceva, omul nu era fraier, ca să zic, comisionar în vamă la Rotterdam, avea 45 AMG, mașină servici. Știi, bancul ăla, adică, ce da, să-i luăm cadou unui vameș de ziua lui, să lăsăm unul. Aia biciclete, avea 4 biciclete de carbon în garaj, când am luat eu mașina, omul era pasionat, era bolnav cu bicicletele. Eu am și două poze, mi se pare, în garaj. Tu, n-ai, tu ai topoare în garaj, ai alte lucruri. N-am ce, nu sunt pasionat de biciclete. Nu. Ce ciudat. Dar de ce? Am văzut oameni, am văzut oameni de ăștia pasionați de biciclete cu mașini de astea șmechere. Da, că am și eu, avem și noi un prieten. Ai, tu, eu n-am, nu-l cunosc. E și prieten. Am auzit de el, vorbește lumea prin oraș. Am înțeles. Da, băi, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp a doua oară. Da. Sper că am vorbit suficient de tare, Marius, și s-a înregistrat. Omul a fost stresat, poți să iei publicul acolo dacă vrei, n-am eu, îmi pare rău că nu poți să ăla cu paiul în gură, ăla își roade un deget, ăla nu știu ce, că na, au avut emoții omul. N-ai avut, mă, emoții că au stat ăștia acolo? Nu. Nu, mă? Bine. N-a avut, mă, frate, emoții. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut util și așa, dați share, like și subscribe. O să ne mai vedem cu Răzvan 100% când o să fie gata
E34 wide, 1 MV, megawatt. Nu mă? Sper. Da. Mai apucăm în viața asta. Apucăm.